bătăi ca în codru, cu băte, săbii, au lipsit furcile. Să nu vă imaginați că este vorba de vreo comună din vârful muntelui, ci o localitate din imediata apropiere a Bucureștiului, în Pantelimon. Scandalul nu s-a terminat în stradă, ci s-a continuat și la spital, unde bătăușii au intrat cu aceleași băte și macete peste pacienți și peste doctori. Șeful poliției române a trimis de urgență trupele speciale. Vom discuta ce s-a întâmplat acolo. Pe de altă parte, la 35 de ani de la Revoluție, nici acum nu știm ceea ce s-a întâmplat. Dosarul a fost retrimis la parchet. Și captură impresionată de drog zombie în capitală. Bine v-am regăsit, începe prima oră de Fără de Lege. În această seară, invitații mei sunt Ingrid Mocanu, avocat. O așteptăm pe... Bine ai revenit. O așteptăm pe doamna Tatoiu, care este prinsă în trafic și probabil va veni foarte nervoasă pe primarul general al Capitalei, ca a dat peste cap în astea. Până să începem discuțiile, aș vrea să vedem ce au spus polițiștii cu ce s-a întâmplat în comuna Pantelimon. Polițiștii IPJ Ilfov au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe o stradă din localitatea Pantelimon a izbucnit un conflict între mai multe persoane. În baza sesizării, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov s-au deplasat la fața locului cu celeritate, ocazie cu care au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, stabilind că între mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan. S-a constituit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub îndrumarea și coordonarea procurorului competent din cadrul parchetului competent. La unitatea de primiri urgențe a spitalului are loc un scandal. Mai multe persoane care au fost rănite în urma conflictului spontan din orașul Pantelimon au ajuns la spital, iar în scurt timp alte persoane implicate în evenimentul din orașul Pantelimon au ajuns după acestea. Imediat după incident au părăsit unitatea spitalicească, iar în prezent colegii mei din cadrul mai multor unități, subunități de poliție, desfășoară activități în vederea identificării și depistării acestora. Este inimaginabil ce am putut vedea în plină zi că se poate întâmpla în România. Scandalul cu pricina se pare că a pornit de la o femeie. Noi sunt imagini cu un puternic impact emoțional, n-am putut să le difuzăm pe toate, dar femeia cu pricina era luată pe capota unei mașini, după care la spital era bătută cu picioarele și pumnii cu bestialitate. Discutăm despre toate acestea. Ni s-a alăturat și doamna Monica Tatoiu. Bine ați venit. Minunat în București. E sâmbătă. Vedeți cum e în timpul săptămânii. V-am și prezentat, am zis, doamna Tatoiu o să vină supărată pe primarul general că nu se poate circula și tot nu așa. Pe el. Bine ați venit. Toți. Am văzut chestia asta. E inadmisibil ce se întâmplă. Ce părere aveți? Două grupări de rom. Chiar am... Am fost în Otopeni, m-am dus să-mi cumpăr niște haine la un outlet și m-am întâlnit acolo cu șeful poliției din Otopeni și îmi povestește că acolo, cu o zi înainte, o gașcă organizată a furat de vreo 10 milioane de lei. Și zice, doamna... De ce au furat de 10 milioane? În magazin, știți cum e, la outlet-uri, în sfârșit. Și le zic, dar de ce? N-aveți? Zice, doamna, avem 4 polițiști de poliție judiciară în tot Otopeni. La tot ce e acolo. Păi zice, și zic, de ce nu angajați mai mulți? Păi zice, nu se găsesc. Și ăia care vin din extern, așa e. Nu știu de... Iar ăștia care ies acum din aoleu, să nu-i fac... Academie. Nu sunt, nu știu nimic. Ăștia sunt vedete, mușchilos. Nu, dar nu știu emisiuni. Nimic. Nu așa știu nimic. Deci, mâine, poi mâine, o să murim pe stradă și nu o să se întâmple absolut nimic. Nu, dar mie mi se pare incredibil. Adică... Au tupeu. Ok, cu tupeu s-a părut. Apropo de tupeu ăstora, că de unde fac bani? Sparg 12 case, nu-i prind, îi prins la 13 acasă, că n-ai oameni suficient. Da.
ăla dau bani înapoi ce au furat la trei da, pe acasă înțeleg, da. Și scapă cu 12. E ca la legea da, asta da, da. Cu... Că împăcarea părților în dătură răspunderea penală. Așa de, este, da. Nu se poate așa da, ceva. Este, aceasta este o problemă. Iar aici, aici e adevărat, nu se pot face împăcări pentru că este cel puțin o infracțiune de încăierare. Și, e, și mi se pare tentativă de omor la femeia. Este aceea, posibil să fie și alte infracțiuni săvârșite cu violențe, loviri, tentative de omor. Ea, așa este. Una dintre cauzele pentru care se întâmplă așa este lipsa personalului. Și acum trebuie să recunoaștem că foarte mulți au blamat polițiștii că au salarii, că au pensii, că au nu știu ce, nu, au, nu știu ce mai au, dar nu și-ar fi trimis niciunul dintre cei care criticau salariile și pensiile, nu și-ar fi trimis copiii acolo, pentru că, într-adevăr, este o muncă, gândiți-vă că cei care au intervenit acum au intervenit peste niște personaje de o asemenea violență și lor li se pune viața în pericol și de aceea avem nevoie de oameni pregătiți. Ca să vină oameni pregătiți, avem nevoie de oameni bine plătiți. Adică acest discurs politicianist că ăla are bani ca să învrăjbească clasele, de ce are la bani și ăla nu mai are bani pentru că i-am dat celuilalt. Din motivul ăsta se ajunge dar, unul dintre motivele. Este foarte mari, nu, nu, este din contră. Au salarii de vânzătoare la supermarșe, ca să ne înțelegem cei care intră pentru prima dată în poliție. Este ceva șocant la ceea ce s-a întâmplat. De ce ei s-au bătut în comuna Pantelimon? Cu bâte, cu mașini, acolo cu femeia luată pe capotă, da. Nu știu. De acolo după care s-au mutat la spitalul, după da. Care s-au mutat la spitalul Pantelimon, unde iar au bătut și astea, unde a fost poliția. Da, dar nici asta este, dar nici cei care sunt, deci nici cei care sunt nu își dau silința. Adică noi societatea, noi cei care alegem, politicienii ar trebui să ne preocupăm să avem niște angajați în astfel de structuri responsabili, bine plătiți și care atunci când nu-și fac treaba, evident, să pună în funcție oamenii cei mai buni dintre ei, pentru că ei se duc acolo și își pun pile, cunoștințe, amante, tot felul de nepoței și conduc cei mai slabi dintre ei, conduc și ăla zice, păi bă, dacă șeful meu este ăsta cel mai prost dintre noi, dar și eu sunt prost să mai muncesc, să mă expun și să-mi risc viața, integritatea, ca să pun în fruntea mea un prost care oricum nu știe nimic, asta este o problemă. Deci de aici ar trebui să pornim, să reformăm sistemul și să-l reformăm legislativ cu punerea în funcție a unor oameni competenți, cei mai competenți dintre ei, cu mărirea salariilor celor care se angajează pentru prima dată și cu oprirea acestui discurs de ură. Ăla este, de ce are ăla bani? De ce tu nu ai bani pentru că are ăla? Nu, nu este așa. Toți trebuie să avem bani și trebuie să avem grijă pentru pe ce am muncit. Sigur, pe fiecare. Nu pe ce am, ne-am aranjat. Dar, tocmai, asta spun, este și trebuie să se înțeleagă că în poliție nu pot să stea oameni până la 65 de ani. Adică noi ne așteptam ori să se bată pe stradă cu ăia la 65 de ani în birouri, stau contabilii, deci, dar care au studii de contabilitate, ca să ieși în stradă îți trebuie o anumită pregătire. Fizică și o anumită școală. Nu intră în birouri. După aia n-ai ce să faci cu ei în birouri. Ei n-au ce să facă în birouri. Trebuie schimbată și legea asta. Evident. Clanurile mafiote se ocupă. Trafic de persoane, droguri, că nu se ocupă, mă ocup eu cu data. Sigur. Da? Deci trebuie ca legislația... Dar de ce nu se poate muncă în folosul comunității? Să-i pun la muncă tată. Nu da? Să-i țin eu în pușcărie. Evident. Pe unii care am învață și pușcărie, acolo. Exact, am umplut pușcările. Și sunt clanuri mafioase. Da. Deci noi inutil. Vorbim de clanul buzelor, clanul, ca să nu folosesc nume, da? Deci se știe că sunt da, clanurile sigur. Astea. Să nu mai poți să stai liniștit în casă. În schimb, suntem plini de supraveghere. Ne supraveghează peste tot, pe noi ăștia cinstit. Suntem plini de blocaje de conturi, ci că ne blochează conturile dacă ai 10 lei datorie. Păi ăștia n-au niciun cont. Banii nu se fac prin conturi. Să recuperăm banii negri. Păi banii negri sunt acolo. Banii negri sunt la clanuri, la prostituție, la droguri. Ăia nu își fac tranzacțiile prin conturi ca să stăm noi să dăm factura cu ETVA, nu știu care. Eu îmi doresc ca în cazul respectiv să-mi spună cineva, am înțeles că domnul care a vorbit era adjunctul șefului poliției Pantelimon, deci șeful era plecat în weekend,
nu știu ce trupe speciale a trimis șeful poliției române și când le-a trimis, că am înțeles că cineva a sunat la 112, domne, se bat unii în stradă, de ce nu i-au oprit când se băteau în stradă? Deci cum au ajuns să ia atât de înrăit? Nu au cu cine, vă dați seama că sunt bazele. Eu n-am văzut niciun polițist. Și aici, și poliția, că și poliția trebuie curățată. Eu știu foști de elevi de-ai mei care au plecat în poliție de mizeria care este la normal. Știți cazul de săptămâna trecută? Am și o știre. Că îi luau aici, în centru vechi, unde avem o poliție specială în centru vechi, da. Îi buzunăreau, îi îmbătau pe turiștii străini, le luau cardurile... Curau banii, da. Da. Și de multă vreme. Păi, de ce mai e poliție? Și îmi povestesc taximetriștii mei. Păi, doamna, să vă spun eu. Chiar taximetriștii și cu poliția aia sunt mână-mână, știu, cu drogurile. Sigur că da. Și știu tot atunci ce se întâmplă. Ce mai avem servicii? Nu mai există 2 și un sfert să facă de-astea, să-i prindă pe polițiști? Păi și la 2 și un sfert cine credeți că e? Și credeți că 2 și un sfertul se ocupă să ne protejeze pe noi? Se ocupă să afle spioneală politică. Nu. Ce zice ăla? Ce amantă are ăla ca să poată să-l șantajeze după aia dacă îi cere vreun contract? Că așa a ajuns statul român. Adică țin informațiile compromițătoare, nu le fac dosare ca să-i pună prin diverse funcții să se le semneze unora și altora pe banii publici. Pentru că de unde credeți că avem atâția bogați? De unde credeți că avem atâția bogății afișată? Atâte, deci așa mașini, cum păi, sunt sigur, în București, de unde? De acolo le avem. Și la televizor văd că o bătrână își cumpără 3 ardei. Sigur. De unde? Deci este așa o inegalitate. Evident. Înseamnă că și ajung la justiție. Doamnă, că știu că... Da? Dacă am avea justiția, ar funcționa, nu s-ar întâmpla. Sigur că da. Dar justiția face, din justiție face parte și parchetul. Parchetul și chiar ofițerii de poliție judiciară. Pentru că acum cu judecătorii, zice în judecătorul. Păi judecătorul ce să judece? Că uitați-vă, chiar sunt curioasă, îi duce pe ăștia la mandat și dacă îi duce la domnul ăla care se abține, care se abține și îi respinge parchetul competent, îi respinge judecătorul care se abține, că el consideră că nu este totuși compatibil cu judecarea dosarului și îi respinge colegul. Ce se întâmplă? Adică s-a autosesizat cineva în cazul ăla că mi-e teamă că se duc și ăștia cu ei la mandat și judecătorul zice, lasă-mă să mai bat clanurile, că la noi în România toată lumea se bate. Ce are? Vorbim, și le respinge și ăstora mandat. Am văzut o mașină distrusă în parcarea spitalului. Sigur, cine o plătește? Noi vorbim prin platourile astea de televiziune de ani de zile, de tot felul de clanuri, de grupări, de romi, care astea. Nu se uită nimeni la ele. Nu, sunt monitorizați, sunt supărați. Da. Ce monitorizare au oamenii? Nu se uită nimeni la televizor și știți de ce? Că am mai întrebat. Pentru că sunt tățisme și numai știri negative care îi critică și îi depresează. Și ca să nu aibă o stare negativă, nu se uită la televizor. Da, îi afectează emoțional ce se vorbește la televizor și atunci nu se uită deloc. Ei habar nu au unul de altul. Ce se întâmplă în lumea și zice, dar eu îmi fac treaba, dacă mai sunt câte unii care își fac treaba. Știți? Și când ajunge la ei și le descrii situația generală, nu te cred. Deci, pentru că zic, nu e adevărat, eu fac treaba, eu sunt convinsă. Și nu sunt peste unii ei. Care își fac treaba, așa este. Eu am suspiciuni rezonabile că băieții ăștia, și asta știu de la... Că și eu am lucrat cu deștele pe la compania aia. Ce da? Suspiciuni aveți? Ăștia se ocupă de voturi, aduc ăștia cu voturi. Da, da, clar. Cu bâte și cu... Clar, clar. Păi dar cum credeți deci, că așa... au câștigat în sectorul 5 familia? Adică... Nu, dar mi-a povestit cineva din Timiș, apropo sigur. De PSD, cum a câștigat Consiliul Județean PSD în Timiș. Da. Deci nu, în Timiș unde sunt? Trafic alt de ce vreți voi, sigur. De pe vremea lui Ceaușescu, nu de acum. Tot ce vrei era acolo în Timiș. Așa. Trafic de bunuri, de persoane, de călăuze, tot ce vrei. Petrol în 90. Păi, în momentul în care sparge un clan din ăla, îi dispar 500 de voturi. Mai mult. Minim. Mai mult. Da. Așa dintr-un foc, adică doar ei, familia. Plus ăia care depinde de ei. Tatăl eu am mintit de justiție. Au trecut aproape 35 de ani de la Revoluție. Am plâns cu toți, ne-am uitat, ne-am minunat. Așteptăm de la an la an să aflăm și noi cine a tras în copiii ăia, ce s-a întâmplat cu adevărat la Revoluție. Ce să vedem că iată da. Că dosarul a fost redus dumneavoastră la credeți parchet. Că a fost revoluție? Deci eu îmi permit, poate să mă facă securist, ce vrea, că odată am ieșit de aici de la, și am zis chestia asta acum vreo... Haideți și m-a luat Ceaușescu, Marian Ceaușescu, m-a făcut de...
N-a fost, doamne. Haideți să vedem un material. Nu, acum a fost revoluție, că oamenii credeau că a fost. Adică în mintea oamenilor a fost. Material. Păi toți am crezut că a fost. Cu fost președinte al României și Gelu Voican Voiculescu. În ciuda așteptărilor, procesul s-a împotmolit din cauza problemelor procedurale, iar decizia din septembrie 2024 de a retrimite dosarul la parchetul militar vine ca un nou obstacol în calea unei soluționări definitive. Conform deciziilor în altei curți, principalul motiv pentru retrimiterea dosarului este legat de deficiențele în administrarea probelor și redactarea necorespunzătoare a rechizitoriului. Dosarul a fost criticat pentru lipsa de clar în acuzațiile formulate și pentru faptul că nu s-au respectat toate cerințele procedurale esențiale pentru un proces penal corect. Prin urmare, Curtea a considerat necesară refacerea rechizitoriului și remedierea acestor nereguli pentru a asigura un proces echitabil. Decizia este una definitivă. Retrimiterea dosarului la parchetul militar înseamnă că se va relua o parte din anchetă. Vor trebui reevaluate probele și poate chiar aduse noi elemente de probatoriu. Având în vedere dimensiunea și complexitatea dosarului, acest lucru ar putea dura luni sau chiar ani. Întârzierea foarte mare a judecării pe fond a dosarului a dus la o condamnare CEDO pentru România în anul 2011. Înainte de a ajunge la Curtea de Apel București, dosarul Revoluției a avut un traseu complicat care a durat 4 ani între instanțele și parchetele bucureștene din motive de procedură. 35 de ani, da. Doamnelor, acum, și eu un rechizitoriu, pe scurt, așa cum spun judecătorii, incoerent. Da, eu acum despre Revoluție eram atât de tânără încât mare lucru nu știu dar ce să zic. 35 despre, de ani pentru un dosar. Despre justiție pot să vă spun și mai ales despre completul care a pronunțat soluția, unde sunt într-adevăr unul dintre cei mai buni judecători ai în alte curți. Știu și despre rechizitoriu care s-a scris. O însăilătură fără cap și coadă, care nu are absolut nicio legătură cu rechizitorii, justiție, probe, încadrări de fapte. Este așa o poveste, cum zice doamna Tatoi, a fost sau n-a fost revoluție, o fi fost lovitură de stat, n-o fi fost lovitură de stat, o fi fost vreo revoluție, o fi împușcat cineva pe cineva, o fi fost niște teroriști, n-o fi fost teroriști. Adică o da, poveste... Nu, și care a, da? Fost, care a fost componenta de fake news pe care le-am aflat la știri. Sigur. Și pe care erau le-am niște fake news, televiziunile așa, și, din străinătate. Și ce infracție? Adică de ani. Cum să judeci o carte de istorie? Cum să trimiți la niște judecători un fapt istoric din care tu nu decelezi faptele penale, nu le încadrezi în niște norme și nu le dai niște probe pentru fapta că a murit Xulete. Este vinovat Iliescu că nu știu ce a făcut Iliescu. Pentru fapta că e vinovat ăla. Cum este posibil de atâția ani de zile niciun procuror să nu fie în stare să scrie un rechizitoriu? Și vă spun și de ce. Nu, știu, nu sunt în stare. Păi vă spun de ce. De pentru ce? Că dosarul ăsta, cumva, cum a ajuns pe la parchetele militare. Parchetele militare în România au fost create ca să scape băieții din servicii de dosare. Adică a zis, noi vă punem aici procurori și judecători, plătiți de Ministerul Apărării cu niște sume babane, noi decidem, păi nu e grav că așa scrie în lege, eu descriu legea, dar noi decidem cine sunt ăia care se duc la parchetele respectiv, instanțele militare, adică noi militarii, că fără acordul nostru nu se pot duce acolo, și noi ne selectăm niște băieți drăguți, șantajabili. Asta este părerea mea, da, nu scrie în lege, dar este părerea mea că așa au ajuns. Și i-au pus acolo pentru că, ce să vedeți, parchetele militare cercetează infracțiuni de corupție. Păi de ce, domnule, adică care este diferența între corupția și paga pe care ar lua un militar sau un băiat? Uite, ce a făcut domnul Coldea, dacă făcea asta când era în serviciu. Care era diferența? Că de-aia a ajuns la un parchet civil, din fericire, că vă dați seama că dacă trebuia să-l ancheteze un parchet militar, nu mai ajungea niciodată. Există și în alte țări parchete militare? Parchete militare există, dar anchetează infracțiunile militare. Adică ai tras peste, te-ai sustras de la nu știu ce, adică avem și noi infracțiuni militare. A, că desemnezi eventual un procuror, unul pe țară, câte infracțiuni militare am avut anul ăsta? Zero, vă spun eu. Deci nicio infracțiune militară. Dar domnul ăla militară, care v-am văzut la altă emisiune, care era pilot militar și care se ocupa cu Coldea, cu nu știu ce, ăla era pilot militar. Era unul. Da, mărunțiș, da. Așa, și ăla nu e... Păi și ăla e tot la parchetul militar, teoretic, dacă e să o luăm așa. Și nu l-a luat parchetul. Bine, acum a plecat, era în trecut, da. Nu l-a luat nimeni, acum deocamdată nu l-a luat nimeni.
dar nu are nicio justificare. Parchetul militar este pentru situația în care comiți infracțiuni militare. Că de-aia trebuie să fie procurorul specializat. Să fie specializat în infracțiunile alea ca să știe cum e cu consemnul. Că te-ai sustras, nu te-ai sustras, ai încălcat consemnul, ai încălcat ordinul. Nu este pentru infracțiuni de corupție și infracțiuni de serviciu ca să scape niște băieți. Acești procurori sunt din acea categorie. Și de aceea au avut tot interesul, pentru că erau subordonați ierarhic, să ne înțelegem. Toți procurorii sunt subordonați ierarhic, că așa scrie în Constituție. Dar ei erau mai mult decât atât, pentru că erau subordonați ierarhic nu procurorului civil, cât și celor de la Ministerul Apărării. Cum să facă un procuror militar un dosar, de exemplu, atâta, unui șef de serviciu? Gândiți-vă la context. Deci eu mi-amintesc foarte bine, pentru că în 89, în 15, a murit tata, în 15 noiembrie, și pe urmă mama îi făcea parastas atunci. Am trăit la cald întâmplările de la... Mama era în Timișoara și eu eram în București. Încă o dată. Ce știu, nu se poate să se facă un rechizitoriu corect, pentru că lucrurile nu sunt de natura României. Deci, acolo au fost implicate. Și mi-asum ce spun, iar mă face domnul Ceaușescu securist. Știu de la tata Dumnezeu să-l. Deci, erau rușii împreună cu ungurii, posibil, au primit ordin să-l răsparne pe Ceaușescu, partenerul strategic. Și așa s-a răsturnat. Era domnul Gorbaciov, da? Și ungurii să pornească, că domnul Laszlo Tökes nu a fi fost el mare revoluționar și acolo la Maria, când s-au în piața aia unde a fost scaunul și a fost și ales Gheorghe Doja, scaun omorât, deci totul a fost un scenariu. A fost un scenariu, iar oamenii care au murit, au murit nevinovați, fără să știe că sunt parte acestui scenariu. Se întâmplă la orice revoluție. Haideți să vorbim serios. Adică la o revoluție ai în primul rând pifanii aia care mor. Da, oamenii au fost de bună culoare credință și naturalețe și și ar fi meritat un dosar instrumentat pe bune cu toți, poate, cu ruși, cu cine, dacă au fost ruși să vină poate și rușii, dacă au fost americani. Bun, să vină și americani. Bine, mersi, da? Bine, domnul Tökes iară vrea în parlament sau și vrea. Mai așteptăm încă 35 de ani? Nu, nu o să niciodată. Nu o să vedem dosarul ăsta. Când se va desființa parchetul militar, poate vom vedea. Pentru că faptele sunt imprescriptibile. Dar eu să desființăm parchetul militar. Probele. Nu știm dacă au dispărut toate probele. Cert este că nu acest rechizitoriu era apt să conducă la niște condamnări adevărate. Sau mă rog, că el ar fi sfârșit lamentabil. Adică nu este ceva, domnule, a făcut un rău revoluționarilor în alta curte. Pentru că dacă el ar fi fost menținut așa, ar fi condus la finalul unui proces, ar fi necesitat o soluție de achitare, ar fi fost și mai grav. Doamnă, s-a tras... Că nu-i descrisă fapta, pe litera B. Aia. S-a tras în piața universității că bărbatul meu m-a luat, că și eu eram alimentată, m-a luat și m-a băgat și m-a închis în baie. Acolo s-a tras din mulțime în mulțime. N-a tras nici seri, că săracii ăia de la... Eu aveam nașul meu, era la ăștia, de păzeau. Păzeau pe fata lui Baceba sau nu știu. Dar știți că era, și da? Pe Ciucă l-au întrebat. El a venit acasă să... L-au întrebat zilele trecute, mă scuzați, și pe domnul Ciucă, dacă ce a făcut la Revoluția, că a făcut ce i s-a spus sau ceva de genul. Mi se pare corect, și face și acum, face ce i se spune. Nu, și a venit seara, deci am avut doi prieteni foarte buni în Serbia. Unul era în divizia anti-KGB și altul era prin copaci, că așa îi ziceam. Și a venit acasă, înainte să înceapă să se tragă, și a spus, stați acasă, liniștiți, vă prăjiți asta, nu ieșiți din casă. Asta ne-a spus el, după ce a predat documente, acte așa. Deci n-au făcut-o securiștii ăia. Au făcut-o, ca la noi, securiștii de import. Posibil. Și asta mi-asum ce spun. Orice este posibil. Atâta timp cât nu se stabilește adevărul, putem face orice speculație. Iar știți care e paradoxul? Iliescu a fost cel mai puțin vinovat. Și dacă Iliescu, în martie, să-i dea Dumnezeu sănătate, zic, scotea taburile pe stradă, aveam soarta Iugoslaviei. Numai pentru asta ar trebui să fim atenți. Lăsat în pace? Da, asta știu
sigur. Dacă el scotea taburile, vreau să facă o chestie de asta. La... Țineți minte ce a fost la Târgu Mureș. Bine, până ne-am lămurit că era român și că nu era ungur și că era, nu era, era exact pe dos. Pe de altă parte, eu am stat de vorbă cu nepotul lui Nicolae Ceaușescu, pe care îl cheamă tot Nicolae Ceaușescu, și îmi povestea că, dom'le, Ion Iliescu a crescut la noi în casă, stătea cu noi la masă, de astea. Primul om care s-a întors împotriva noastră la Revoluție a fost Ion Iliescu. Ascultați-mă puțin, pentru că a, el este... Sistemul a crescut el, el și... Cred. Este un film rusesc pe care îl recomand ca să înțelegi. Se numește Al Patru Șungulea. Da. Da? O poveste de dragoste, el, ofițer alb, ea în soviete, da? Și foarte, metafora extraordinară. Și în nume, ea îl împușcă pe el la sfârșit... Pentru că el vrea să fugă împreună cu ea, că veneau ăștia roșii. Și își împușcă iubirea, sacrificându-se pentru valorile... Eu așa îl văd pe Iliescu. Iliescu este... S-a sacrificat pentru valorile naționale? L-a sacrificat pe Năstase pentru ca să o luăm că pe calea NATO și așa mai departe, dacă țineți minte. Iliescu. Iliescu a făcut... Istoria va spune... Da, eu nu sunt fan Iliescu, dar în același timp dosarele, fie că e Iliescu, fie că ne place Iliescu, fie că nu ne place, avem toată compasiunea pentru victimele Revoluției. Eu înțeleg perfect ce acum se întâmplă. Acum stați puțin. În sufletul unor oameni care le-au murit copii. Unii au murit nevinovați. Da, nevinovați. Și nu, nu sunt în stare de pe să găsească cine i-a omorât. Asta este tragedia. Cum a fost. Deci, știți că au fost copiii aia pe treptele catedralei? Da, la Timișoara. Care i s-a spus că erau... Mama era în catedrală, cu preoți, dintre care unii au ajuns mari oameni politici. Da. Da, știți la cine mă refer. Deci, erau închise ușile catedralei. Mama vrea să-i facă parastasul, tata. A fost acolo. I-au adus pe niște copii surdomuți. Deci nu erau. Scut. Și i-au mitraliat în fața catedralei ca să creeze emoție. Emoție. Mama a deschis ușa. Că era pe lateral, cum te uiți spre operă, ușa din stânga. Deci mama a deschis, de la mama știu. Da. Deci a fost totul o regie. Da. N-a fost revoluție. Ca să ne creeze nouă emoții și noi să ne ducem, să pacem, să dregem. Și ăia care... Și după, și după ce au preluat puterea, s-au pus în funcție ei, copiilor, și acum conduc bine mersi România... Unii chiar din față, adică nu din mai muncă. Conduc, au distrus România. Mă rog, conduc și mai acaparează cât mai pot, că ei mai sunt. Tot cu Bancorex, când s-a creat capitalism. Tot și cu Bancorex. Eu cred, v-am spus în naivitatea mea, că la un moment dat vom afla ce se întâmplă. Sper, am aflat ce s-a întâmplat cu Kennedy, am aflat ce s-a întâmplat cu... No, eu mă nu știm, nu putem face speculații, dar repet, din punctul meu de vedere, dosarul Revoluției este unul dintre dosarele eșuate din cauza structurilor militare care fac toate infracțiunile. Cum să știe 3, 5, 7 procurori care sunt acolo să ancheteze toate infracțiunile care pe care cineva le-ar comite la un moment dat? Dacă a făcut delapidare, e parchetul militar. Dacă a făcut ucidere din culpă. Dacă a făcut viol vreun militar, e parchetul militar. Cum să lași tu toate infracțiunile doar pentru simplu fapt că are ăla o uniformă? Care e diferența între ăla care este angajat cu o uniformă și poartă uniformă la serviciu, nici măcar nu poartă unică, se duc în civil, și un simplu cetățean care, de exemplu, comit viol, să zicem, sau care se corup în funcție. Nu e nicio diferență. Doamnelor, să treacă la parchetele normale. Ce istoria ne va spune la un moment dat, apropo de dosarul familiei Ceaușescu, înțeleg că se va redeschide și poate... Și mi se pare corect, adică nu știm dacă a fost deschide, este mascaradă. Pe asta zic, este o soluție care urmează să se pronunțe. Eu nu cred că se va deschide, ca să fiu foarte sinceră, deși am văzut cu toții ce s-a întâmplat în acel dosar. Deci am văzut. Și am văzut și eu cât eram de mic. Generalul Stănculescu stătea vis-a-vis de mine. Avea o cățea șchioapă și când nu-l lăsau să fumeze acasă, venea la mine înainte să moară. Nu vă pun bune. Dumnezeu să-l odihnesc. Eu l-am cunoscut pe generalul Stănculescu. I-am luat un interviu la Jilava. Și am să vă povestesc, știți că domnul general era tot timpul îmbrăcat impecabil. Era un domn. Era un domn. De asta l-au iubit anumite femei din mai erau torționari și domni. Și asta, dar știți cum l-am găsit la Jilava? Într-un plovăr din acela, din lână, din aia care înțeapă de oaie gri.
într-un training ponosit și în Adidas și se ținea cu mâinile de grilajul celulei și făcea exerciții. Făcea eu toată viața mea, m-am menținut, am făcut, sunt militar. Ăia din Fortul 13 nu prea puteau să facă nici măcar exerciții. E adevărat. Ăia din Fortul 13 de la Jilava. Cum a fost generalul... Unde îi băgau ei pe acolo pe deținuții politici. Bunicul meu a fost deținut politic la Poarta Albă 8 ani de zile. Cred că nu a luat 5.000 de lei pentru că... Pentru ce a pățit bunicul, până a murit. Da, bunicul meu, Moș Cornel, Dumnezeu să-l, nu să-l odihnească, să-l aibă în grijă lui acolo, a zis așa când a venit. A fost coleg de celulă și, și cu Păstorel Teodoreanu, a fost un... Și ce? Mona, un mare român, știi cine e? Asta mi-a spus înainte să moară. Ceaușescu. Asta mi-a spus-o Moș Cornel, se numește Cornel Costea, îl găsiți în Cartea Albă, aia cu deținuții, cu nu știu ce. Haideți să luăm publicitate. Mare român, fel. Care îl băgase la România. Deci a fost un... Sigur, România are nevoie de dictatură. Ce a făcut așa de a construi? Nu știu dacă a construit. Român, el, da. A dus cu datoriile la zi. Nu, dar nu știm ce a făcut și cum a făcut. Acum... Haideți să luăm publicitate și discutăm. Deci, eu sunt de principiu că România... Am revenit. Doar în această săptămână, poliția a avut peste 70 de percheziții la traficanții de droguri. O captură impresionantă de drog zombie a fost făcută în București în valoare de 200.000 de euro. Se făceau, cred că 100.000, dacă am înțeles, de doze pentru traficanți. Cum naiba intră toate drogurile astea? Deci noi avem săptămânal percheziții, capturi de droguri, oamenii ăștia... Și uitați-vă puțin ce produce drogul ăsta. Am zombie. Înțeles că drogurile astea sunt și ieftine, sunt 10 lei. Ieftine și eu am senzația niște... că traficanții ăștia se regenerează. Nu impresionantă știu, braț, de 200.000 de euro. Ce am început? Cine credeți că se ocupă cu de-astea? Cine? Nu eu, nu. Eu. Se ocupă clanurile astea care sunt și care și din banii negri finanțează campanii electorale și te trezești cu un violator, nu știu care, care e cap de rețea, primar pe undeva. Și care scot oameni, că se duc și zic hai că-ți dau, din, că din banii aia se dau diverse și scot să voteze cu un anumit partid, da, asta așa este. Da, așa se întâmplă. Deci asta este motivul pentru care, unul dintre motivele pentru deci care noi, nu vor să rezolvă. Pentru care nu vor să rezolvă. Eu nu merg, eu nu conduc în București că sunt nebună și pot mă opresc și mai iau pe unul la bătaie, mă dați la televizor. Eu merg cu taximetru și eu vorbesc și îmi spun taximetriștii. Doamnă, toată lumea știe de unde se iau drogurile. Toată lumea știe că în centru vechi a fost chestia aia cu aveam ca pagere, te duceai, comunica. Acum s-a întrerupt pe Telegram, da? Pe da, Telegram era folosit pentru asta. Poliția ca să, a fost mai greu. Și nu numai, mai multe rețele, da. Dar nu vor web. Să facă, da? Îmi povestesc taximetriști, doamnă, sunt 3-4 da, zone. Este o sursă de bani, de ce nu le, de ce nu le... Și o să răspundă ei. Ăștia care au școala la dup, din 2 în 3. Noi vrem să-i prindem pe aia mari capetele, da? Numai că până prindeți voi capetele, mor o grămadă de tineri. Da, vor să prindă pe aia mari, dar de fapt nu prinde nimeni. Nu luăm pe ăștia mici, îi așteptăm pe aia mari. Da. Păi așteptați-i voi până la următoarea revoluție. Haideți să-i așteptăm pe aia mari. Mai doresc să vorbesc un subiect... Când a început anul din aprilie, tot discutăm despre două mari dosare. Dosarul domnului Florian Coldea a fost ajunct SRI și despre ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon. Săptămâna asta, una din doctorițe a mai fost puțin pe la parchet, s-a făcut o percheziție informatică. Domnul Coldea a fost și el pe la instanță și s-a dat o amânare pentru că, ne-a spus dânsul, au apărut 20 de volume noi și n-am apucat să le studiez și urmează să le studiez. Aveți senzația, ca noi toți de altfel, că dosarul ăsta a intrat pe culoarul optimizării? Dosarele astea au intrat pe culoarul... Evident. Prima problemă e următoarea. El putea să facă optimizare cu cine? Cu niște judecători. Judecătorii ăia, ați auzit de vreunul dintre ei? Nu știu, Ingrid să ne spună.
Da. Ingrid, ai auzit? Am auzit la cine voiau să facă judecători, dar n-am auzit că ar avea vreo probă că făceau. Acum eu am auzit și am văzut și probe prin dosare. Mergem pe auzite? Nu. Am văzut și probe prin dosare că făceau cam același lucru când erau în serviciu. Dar ghiciți cine era competent să facă ancheta când erau ei în serviciu și făceau același lucru? Păi parchetul militar de care vorbeam mai devreme. Deci pe ei trebuia să le facă ăla pe care ei îl puneau, pentru că fără acordul lor nu se punea nimeni în funcția de procuror militar. La asta nu m-am gândit. Evident. Și trebuia să le facă ceea ce le-a făcut acum parchetul civil, adică DNA-ul civil. Că știți ce s-a întâmplat? Deci făcuse și el ceva bun în țara asta. Dom'le, făcuse o secție, SIJ-ul ăla, care zicea, dom'le, magistrații se duc pe acolo, dacă fac infracțiuni, pac, îi prinde SIJ-ul. A venit nou val, noul PSD, curatul și uscatul PSD, împreună cu PNL, care el era deja pornit prin săriturile din piață, a venit și a zis, gata, nu mai a venit SIJ. Și acum au mutat competența la parchetul general, serviciile sunt la astea militare și acum nimeni nu mai răspunde pentru nimic. Deci acum magistratul nu mai răspunde nici dacă face ceva, la fel ca și serviciile. Pentru că la secția asta de la parchetul general sunt câțiva procurori care, în afară de a scrie formulare, că eu vă spun că vine numai la mine disperată și mi-arată, ia uitați, toate sunt tipizate. Deci sunt tipizate și se schimbă doar numele petentului și fapta pe care ăla o denunță. Și restul tot este tipizat. Nu se face o anchetă. Nu se uită, nu pune nimeni, domne, zice ăla, a luat șpagă judecătorul. L-a optimizat col de apel judecător. Domne, nu-i pune o măsură judecătorului. Eu nu am zis că judecătorii sunt corupți. Este foarte bine să nu mai fie făcute dosare cu ușurință, doar pe denunțuri. Dar să fie anchete, adică să vedem printr-o anchetă că, nu știu, judecătorul la care zicea Coldea că intervine, chiar nu a luat nimic. Sau chiar era curat, cinstit și nu intervenea nimeni la el. Adică asta ar trebui să vedem. Dom'le, cine este vinovat să răspundă? Acum nu mai răspunde nimeni. Cine este vinovat să răspundă cu probe? Că asta există este. Să nu fie. Cine nu, nu. Deci eu la matematică am învățat următorul lucru. Nu există nimic 100% alb sau 100% negru, da? Există un procent de 2-3, depinde cât de mare e cancea. Dar nu e probă. Deci sunt judecători corupți, sunt medici, sunt profesori de nu știu care, sunt... Doar că trebuie să-i luăm pe aia care sunt, da, aia în mod real corupți. Bă, vreau să-i văd pe aia. Da, aia în mod real corupți care trebuie probați. Adică nu vine unul și zice cum făceau ei în trecut. Venea unul și cea, i-am dat șpagă. Și ăla ce nu mi-a dat. Ba da, i-ai dat, du-te la pușcărie. Adică ăsta nu era dosar de corupție. Nici la magistrat, nici la polițist, la nimeni. Tu era trebuie să faci anchetă. Evident, cine nu era comod și nu asculta ordinele respective de la domnul Coldea sau cine știe cine mai le dădea ordine pe acolo, da, pac, dintr-o dată primea un dosar. Aia nu era o soluție corectă, într-adevăr. Dar nici acum nimeni nu mai face nimic. Nu mai facem nicio anchetă, nu mai administrăm nicio probă, luăm pe acolo o căruță de bani, că ăia de acolo de la parchetul general iau o căruță de bani, da, și trimitem formulare la oameni. Când ne trezim și când avem chef, că și formularele alea peste 7 ani se trimit. Pe de altă parte, domnul Coldea are nevoie de un salariu și de un venit. S-a dus în această sesiune de toamnă la SNSPA. Da, am văzut. Dă examene pe la SNSPA, că nu era suficient că era Bulai pe acolo și educa. Am văzut cum educa. Se mai duce și el să mai educe pe la SNSPA. Nu se poate. Prostel, da. Dar la studenți? Preda, păi eu ce spun? Că vă dați seama că în... Dar nu, acum? Da, în facultatea asta era și Coldea, adică în Coldea, care asculta toată planeta, el nu știa ce se întâmplă în facultatea unde predă el și nevastă sa. Sunt amândoi. Amândoi predau acolo. Acum, da, acum când vorbim noi. Control, da, acum, evident, da. Acum are acum sesiune, doamnă. Scuzați, ceva. Deci eu își prenuiesc că copiii sunt o grămadă care își plătesc școlarizarea. La SNSPA probabil că nu. Nu? Adică sunt doar locurile cu taxe, că e de stat. Dânsul a examinat restanțele deci în această... Deci nu mai intru la clasă. Noi pe vremea lui Ceaușescu, la facultatea de matematică, când am avut un nebun de ăsta care nu contează, că el tot își ia bani. N-am intrat la oră până nu l-au schimbat. Și că nu e, facultatea e facultativă. Dacă nu te duci la oră, oricum el ia banii. Treaba este treaba am facultății. Am avut în facultate un profesor de matematică, că tot zice doamna Tatoiu,
care ștergea tabla cu degetul, băga degetul gură și ștergea și se mai întorcea la noi și făcea, sunteți niște incompetenți. Dacă țara vede în mine o rezolvare și mă alege președinte, eu vă iau dreptul la vot. Deci voi nu trebuie să votați până la 38 de ani. Asta, apropo de vremea trecută. Dar nu, încă o dată, e vorba despre... Deci, tu, și să predea? Da, predă și acum avea sesiunea de restanțe. Deci îi programase pe unii că mai și lăsase se pare, sau mă rog, nu veniseră la examen, nu știm dacă picaseră sau nu veniseră. Știți cum era pe... Da, și el da, acum este predă. Autonomia universitară. Da, asta, păi nu, autonomia Statele universitară Unite nu au ajuns să facă CNSPA-ul ce învață? Adică ce să înveți acolo? Și este să cucol de acum. Este o a lui Ștefan Gheorghiu. Păi, bineînțeles. Dar ce o preda, domnul? Păi și acolo la Ștefan Gheorghiu tot tipul ăsta de profesori erau. Acum, ce credeți că erau cei mai buni? Evident că nu. Asta este problema. Erau, aici să nu greșim. Eu o știu bine și pe Monica, cum Mihaela Miroiu, m-a și dat în judecată. Vreau să vă spun, știu pe domnul profesor Nicolescu, care vine și pe la voi de istorie. M-am dus la cursurile lui, sunt și buni. Problema e următoare. În momentul când ești bun într-o structură rea, în care sunt o grămadă de nenorociți, și tu vrei să-ți faci meseria și îți place meseria, întorci capul. Exact. Nu e moral, dar e sănătos. Da? Da. Deci nu, în orice structură, o să vedeți, și în tribunale, și în spitale, vezi oamenii care duc în spinare, de fapt, sistemul, dar care nu pot să facă nimic pentru că nu-i ajută masa mare. Cum vorbeam în pauză. Haideți, doamna Tatoi, să candidați, să faci. Și eu ce să fac? Voi ce faceți? Voi? Votează cu aceleași persoane. Păi voi se... Sigur. Deci, și după aceea critică, se uită la televizor și zic, aoleo, ce rău, uite ce... ăla nu face, ăla nu mă ajută, ăla nu-mi dă. Dar deci ei se duce la vot și votează fiți la fel. Într-o bine. Da? Cu numai cine? Că asta... Cu cine? Nu se poate în România. Poporul nimeni român... nu vrea să se asocieze într-o binele Ingrid. Poporului. Oamenii când se asociază, se asociază după cum vedem, adică sunt foarte puțini. Se asociază într-un binele lor, al amantelor, al nepoțeilor și așa se creează partidele. Dacă n-ai loc ușor într-un partid, dacă n-ai o funcțiuță, o sinecură undeva, nu te duci acolo. Nu faci nimic, nu depui niciun fel de efort în scopuri umanitare. Asta este partea proastă. Și oamenii, dacă tu vrei să te duci, uite, mergem noi două, da? Și zicem, domnule, vrem să facem un partid, de Șolon și pe Adriana. Că suntem trei, putem face un partid. Da, cu trei, putem cu trei oameni, putem face un partid. Și zicem, domnule, uite, noi candidăm mâine. Pe de o parte este legea care ne pune număr de semnături. Pe de altă parte este poporul care zice, au mai venit trei zuze să vină să ne ceară votul ca să ducă să se căpătuiască ele. S-au dus, vor la Ciolan, vor la nu știu ce. Și ăsta este discursul. Adică niște lătrăi ai altor partide, că bineînțeles că nu le-ar conveni, plătiți, zic lucrurile astea și foarte mulți dintre ăia care ne spuneau în trecut, duceți-vă, așa cred, zic, a, da, mă, vor și astea la Ciolan, așa este, da, hai să noi votăm pe ăștia, hai să votăm tot pe noștri, că uite, ne-a dat 5 lei, ne-a dat aia, ne-a dat aia. Da, după asta ce este s-a întâmplat la spitalul Pantelimon, am citit acel rechizitoriu al procurorilor bombastic, de toată lumea a căzut pe spate, aulă, ce s-a întâmplat acolo, vai, ce dramă, ce... Au fost puse în libertate doctorițele astea, văd că tot curg tot felul de plângeri la parchet. Păi, cum vedeți dosarul ăsta? Că nu, deci eu una singură care am pretenția că mai înțeleg lucrurile pe lumea asta, de data asta nu înțeleg absolut nimic. Și cu toate astea, 22 de pacienți au murit. Eu știu de povestea, de poveștile din Pantelimon de vreo 20 de ani. Da, exact. Acolo... Deci, într-adevăr, un spital al morții acolo? Acolo e un spital care a intrat pe mâna celor de, s-au bătut la începutul emisiunii. Da, așa știți este. Știți la ce mă refer? Dar de 20 de ani. În care de 20 este de implic... ani se întâmplă acolo? Da. Deci acolo... În ce țară trăim? Nu, ideea este că, la fel ca la celelalte, spuneți dacă... Nu, vor spune asta. La fel ca la că celelalte instituții, că vorbeam, în poliție sunt puși așa... Și la spitale sunt puși la fel. De la șefii de secție până la șefii de spitale, directorii de daia, de economic, de așa, sunt puși politic
cu degetul, adică nu dintre cei mai buni, nu pe bază de meritocrație, nu se ci pe bază, tocmai, pe bază de apartenență politică și apartenență politică nu e suficientă. Nu, nu, pe bază de sacoșă, de gașcă, uneori. Nu am probe, evident, dar așa am văzut. Păi știți că a luat-o, dacă până l-au luat cetățenii, că acum știți că mai sunt și de partea cetățenilor și au zis, domne, a venit USR-ul să ne salveze de corupții din PSD. Și l-au adus pe Vlăduț. Pe la București, pe aici răspundea el de spitale, că aducea medicamente, nu știu de care, făcea trafic de medicamente, înțeleg, și el se leuda cu asta. Încă și au fost pus dovedit, Ingrid. Păi, mă rog, el a recunoscut, adică nu, că nu am zis că făcea ceva ilegal, adică băga niște medicamente în țară, deși ele se bagă pe o altă procedură. N-am zis că e o faptă penală. Știți, da, că trafic de medicamente, da, știți, spre binele oamenilor o făcea ilegalitatea. Și-a numit director de spitale. Și-a numit director și ăia, chiar ăia au început să se dea în gât. Tu ești mai șpăgar, ba, tu ești mai șpăgar. Singurul dosar DNA unde s-a făcut dosar acum recent pe spitale este fix la conducerea numită de Vlăduț. Un lucru, că oamenii, legea prevede că n-ai voie să stai prin detașare sau așa decât 3 luni și încă 3 luni. Sunt unii care sunt de ani de zile. 4 ani. Deci legea e încălcată flagrant. E încălcată, e denaturată, că eu spuneam că și doamna Trancă, doamna judecător, aia condamnatoasa a mea, este deja, scrie în lege, care are dreptul la 2 mandate de 3 ani și ea deja e la al 3-lea mandat. Adică dacă la nivelul ăla, deci de CSM, se întâmplă lucrurile astea, ce pretenții să mai avem la Vlăduț, la spitale, la autoritatea nu știu care, la... Care USR-ul. Deci eu am prieteni în USR și mie îmi plac, sunt niște oameni super mișto, care nu se vor găsi pe loc credibile, că domnul Vlăduț la București a pus-o pe clotire. Da. Haideți să luăm publicitate. Un lucru este sigur, la Spitalul Pantelimon, după izbunirea acestui scandal, morții s-au înjumătățit. Nu mai sunt așa ca nevoie. Poate nu se mai duc atâți oameni la Pantelimon.